Search Engine Marketing, SEM, înglobează acele acțiuni pe care le facem pe motorul de căutare sau prin intermediul motorului de căutare, orice tehnică pe care o folosim ca să aducem potențial clienți în afacerea noastră, prin intermediul motorului de căutare, se cheamă Search Engine Marketing. În cadrul Search Engine Marketing-ului există doi mari vectori. Pentru că Google este unul din motoarele de căutare care au acoperirea la noi în proporție de 90%. Noi cunoaștem Google-ul ca fiind, când gândim motor de căutare, gândim Google. Pe lângă Google sunt și alte motoare de căutare. Există Yahoo, există Bing, există Ask, există o grămadă de alte motoare de căutare care indexează la rândul lor informații de pe site-urile voastre și care afișează în funcție de cuvinte cheie, bazându-vă pe cuvinte cheie, pe un query, rezultatele relevante. Perfect. Orice, cei doi vectori mari care țin de Search Engine Marketing sunt Search Engine Optimization, ceea ce înseamnă optimizarea pentru rezultatele organice, adică acele rezultate care apar în mod natural, ușor influențate de specialiști în Search Engine Optimization, și rezultatele plătite, care în Google sunt prin intermediul sistemului Google AdWords, prin pe Bing și pe Yahoo, prin Ads Center și Yahoo Business Center. Business Search, cum zice? Este extraordinar. Vă recunosc că nu e valabil pentru România. Se poate face, da, nu folosesc, deci să vede, da? Deci, toate astea înseamnă, tot ce înseamnă search, promovare organică și anorganică, adică prin link-uri sponsorizate, înseamnă Search Engine Marketing. Ok. Când vorbim de AdWords, și aici revenim la zona de interes, când vorbim de AdWords, AdWords este un sistem care permite la rândul lui doi vectori. Unul care face parte din Search Engine Marketing, și anume link-urile sponsorizate și campaniile pe search, despre care a vorbit Vlad, și totodată există site-urile partenere Google, pe care puteți afișa reclamă, text sau banner. Banner static sau dinamic, sau puteți folosiți ad builder-ul, puteți să faceți o grămadă de minuni pe acolo, unele mai bune decât altele. În România, mai puțin decât în alte țări. Și cam asta e, ca să fiu nu foarte evaziv. Dar cam asta se întâmplă. Și atunci, rețeaua de site-uri partenere Google funcționează tot pe zona de pay-per-click, și la rândul ei are mai multe forme de afișare, contextuală sau în funcție de ce site-uri decideți voi că le vreți în campania voastră. Deci, sum up, Search Engine Marketing are două componente, Search Engine Optimization și Pay-Per-Click pentru Search. Pentru Google, AdWords pentru Search. Perfect. Acum, de ce campaniile de scurtă durată de SEO și PPC nu funcționează? Evident că campaniile de SEO nu funcționează pentru că e nevoie de o perioadă foarte lungă de timp de a le organiza și de a le pune în practică. Asta va fi al doilea vector despre care vom discuta. Primul va fi pay-per-click. Și prima problemă pe care am ridicat-o, de ce renunță advertiser? De ce renunță clienți? Am zis advertiser sau clienți, pentru că pentru specialiști, pentru consultanți în Search Engine Marketing, aceștia sunt clienți. Pentru voi, cei care sunt, unii dintre voi sunt antreprenori, pentru voi sunteți de fapt advertiser. Și voi renunțați pentru următoarele motive. În primul rând, renunțați pentru că nu aveți rezultatele dorite. Pentru că nu știți ce să cereți, sau nu știu ce să ceară, pentru că nu verifică performanțele campaniei, pentru că nu înțeleg serviciile oferite. În primul rând, evident că astea sunt niște elemente care funcționează, pentru care o campanie eșuează și pentru care voi renunțați, pentru care advertiser renunță, chiar în cazul în care campania este scurtă sau lungă. Sunt niște lucruri generale. Doar că toate aceste elemente sunt influențate de un lucru. Și anume, timp. Toate cele mai de sus menționate, au nevoie de timp pentru a fi rezolvate. Păi nu stau bine deloc aici, că o să stau așa. Că vreau să văd și eu că e cu fiecare liniuță, e cu slide. Ok. În primul rând,
ei trebuie să-și definească rezultatele pe care vor să le obțină și să aibă o viziune foarte clară, rezultatele pe care poate să le primească. Definirea conversiilor, definirea landing page-urilor, definirea funnel-urilor, toate elementele astea sunt elemente pe care, care sunt pre-campanie. Toate elementele astea trebuie să facă să fie în mintea antreprenorului, advertiserului, clientului meu, atunci când el se gândește că vrea să facă o campanie de search sau o campanie de search engine optimization, o campanie de search engine marketing. Trebuie să verifice cu consultantul sau el trebuie să verifice dacă elementele pe care el, dorințele lui, sunt realizabile. Și atunci pune în practică campanie. Trebuie să... Am zis, nu verifică performanțe. Performanța campaniei este verificată prin tracking. Adică, analizând câte conversii s-au întâmplat. Asta la un anumit interval de timp. Vede câte conversii s-au întâmplat, câte vânzări s-au produs, câte lead-uri, câți vizitatori au ajuns în site, câți vizitatori de calitate. Toate elementele astea trebuie cuantificate. Câte telefoane a primit în perioada de campanie. Dacă el nu verifică performanța campaniei, el nu va ști niciodată dacă o campanie a funcționat sau nu. Ăsta e iar un lucru pe care necesită timp. Iar clientul trebuie să înțeleagă exact ce face consultantul pentru el și exact ce face sistemul pentru el. Și aici, sunt sigur că mai mulți dintre sala au lucrat direct cu clienți și au probleme pe tema asta. Probleme. Clienții apar și nu știu care e consistența serviciilor. În ce constau aceste servicii? E bine să le definim, pentru că astea sunt extrem de importante și, de regulă, toate lucrurile astea, până ei își înțeleg în ce constau serviciile, până înțeleg cum se facă tracking, până înțeleg care sunt obiectivele realizabile, până toate lucrurile astea se întâmplă, toate lucrurile astea se întâmplă în timp. Se întâmplă în timp pentru că așa lucrează oamenii, nu sunt ei slow, dar așa se întâmplă. Și atunci, orice campanie de scurtă durată ar trebui să comprime toate aceste mici neînțelegeri care pot apărea și pot influența performanța unei campanii overall la o singură întâlnire, să spun. Deci, într-o singură întâlnire, un consultant ar trebui să facă toate lucrurile astea pentru client și clientul să aibă ca feedback răspunsul la toate lucrurile astea. Lucru care e imposibil. De asta să creează o relație de lungă durată, la nivel uman, care permite, odată, înțelegerea obiectivului, odată, tracking-ul și tot așa. Punctual, de ce campaniile PPC nu funcționează? Pentru că nu există timp să testezi o campanie. Dacă o campanie are 2 luni de zile ca și desfășurare, când să încep să analizezi cuvintele cheie, să vezi ce se întâmplă, care sunt datele statistice, nu ai timp să aduni date statistice dacă bugetul nu este semnificativ, adică și chiar cu un buget semnificativ. Da, exact. Relevanța statistică. Relevanța statistică dispare. Chiar și 2 luni ai putea să începi, dar poate, cum a zis și Vlad la un moment dat, eșuezi în primele 3 zile, în primele 5 zile, îți dai seama că ai ales cuvintele nepotrivite, ai ales mesajul nepotrivit, de mai departe. Deci, ai ales toate lucrurile astea și nu funcționează campania. Atunci trebuie să începi să schimbi. Lucrurile trebuie să ai timp de testare. Iar o lună de zile, odată nu ajungi să ai suficiente date statistice ca să poți să definești că testarea, sau să vezi testarea că e ok, adică să lansezi un anunț, lansezi niște cuvinte cheie, dai drumul la o campanie, dar nu ai suficiente date să zici testul ăsta e bun, testul ăsta a funcționat, hai să scot, trag concluzia, testul ăsta pun într-o campanie funcțională. Nu. Într-o lună n-ai cum să faci chestia asta. N-ai timp să o faci în 2 luni. N-ai timp să o faci în 3 luni în anumite situații. Așteptările nerealiste. Vânzările multe și imediat. Toată lumea vrea asta. Doar că trebuie să îți potențezi realitatea și forma serviciului. Ce vreau să adaug, trebuie să te gândești că la început, adică în primele 2 luni, să spunem,
clar campaniile respective nu vor fi optimizate la potențialul maxim. Nici măcar la potențialul maxim, dar până să ajung la potențialul maxim, nu vor atunci, fi optimizate. Clar, numărul de conversii va exista, dar nu va fi, să spunem exact, așteptările pe care le ai. Uite, mă, am auzit că am un competitor care vinde pe internet 500 de perechi de papuci în fiecare zi. Sigur nu o să faci chestia aia, pentru că el a ajuns la 500 de perechi, de la 10 perechi. Da? Și-a îmbunătățit performanța, a adunat foarte mulți clienți de-a lungul timpului, care a adus a testat, a verificat, sigur. Așteptările nerealiste e o problemă pe care trebuie să o, pe care încercăm și împreună cu, și cu acest eveniment și cu alte evenimente din industrie, cum ar fi IMTO de la Iași, care e tot pe Search Engine Optimization și Search Engine Marketing, care tocmai încearcă să atingă problema asta. Care sunt așteptările clienților și uite, astea sunt lucrurile care chiar se pot face, reale. Ok. Nu e timp să înțelegem audiența. Am avut la un moment dat o campanie cu un pelerinaj. E bivalentă, audiența e bivalentă, în sensul că bivalentă fundamental, că există segmente de audiență diferite. Adică există segmentul părinții care trebuie să fie influențați de copii, ca să, dar sunt și părinții și copii. Și aici vorbim părinți la 60 de ani, 50 și copii la 23-25, adică familiile tinere influențează familiile bătrâne, fie le fac cadouri, ca să îi trimită într-o excursie în Israel, pe Egipt, în Iordania, în fine. Ideea e că asta e un segment de audiență foarte complicat. La fel cum e și pericultura. Pericultura mică-mare este extrem de dificilă, tocmai pentru că vânzarea se realizează pe două segmente. Pe două segmente fundamentale, două, iar audiența bivalentă. În sensul, ai copilul, pericultură mare mai mult, în contextul în care dacă tu o jucărie trebuie să-l influențezi pe copil că jucăria aia există, și să îl determin pe cel care achiziționează jucăria, să-i cumpere jucăria. Deci trebuie să cultivi două segmente de audiență. Extrem de dificil. Dacă îmi spuneți că asta poți să o faci bazându-te pe cuvinte cheie într-o lună de zile, ok, poate sunt unii care o fac. Eu cred că este extrem de dificil și cred că necesită foarte mult timp și foarte mult experiment. Și de unde îmi dau seama că există nevoia de experiment apare tocmai pentru că Google acum două luni de zile, dacă nu mai mult, mai puțin, nu mai știu exact când, a introdus zona de experiment. Care e un tool prin care facilitează experimentarea anumitor elemente. Bine, experimentul în sine e parte componentă din campaniile de AdWords. Iar timpul e un mare dușman în contextul ăsta. Dacă n-ai cum să-ți înțelegi audiența, dacă nu testezi anumite lucruri. Și iar revenim la testare. Consistență în comunicare. Dacă comunici un, bineînțeles că în mixul de marketing există nevoie de consistență globală. Dacă comunici pe print, într-un fel, într-adevăr, te adaptezi forme de comunicare, dar comunici în aceleași elemente, aceleași aturi, dar diferit, ușor diferit. La fel, la nivelul aceleași arme de marketing, cum e AdWords for Search, da? Pentru căutare, trebuie să menții comunicarea pe o perioadă lungă de timp ca să existe consistență, top of mind, awareness. Real, awareness-ul generează, potențează vânzarea. Toată lumea le e frică, când clienților le e frică unora, le e frică să zicem, vrem o campanie de lead, de vânzare, de sales, dar campania vrem să fie și de awareness. Este implicit, campania pe AdWords, chiar pe căutare, este și o campanie de awareness. Este imposibil să nu asociezi mental pozițiile și este imposibil să nu vezi competitorii în momentul în care dai o căutare și tu știi că tu ești pe poziția a doua, a treia sau a prima poziție, ești acolo și este imposibil ca clientul tău să nu asocieze în vreun fel această organizare în motorul de căutare. Bineînțeles că nu trebuie să ne focusăm, să ne centrăm numai pe awareness. Adică să nu avem obiective de genul vreau să fiu primul pe Google, obiective care erau și mai sunt și acum, sunt sigur la clienți, pe partea de Search Engine Optimization, vreau să fiu primul pe Google.
Nu, nu o să fii primul pe Google. Iar în zona de AdWords există posibilitatea să fii primul pe Google, dar întrebarea este, este cel mai performant, este cel mai, e optim să fii primul pe Google? Poți să fii primul pe Google prin zona de pay-per-click, dar are vreo valoare pentru tine chestia asta? Și astea sunt întrebări pe care trebuie să le pui. Stai, unul din motivele pentru care nu există, pentru campaniile de scurtă durată, nu rentează, este că această, că există, că nu există această consistență în comunicare pe durată lungă. Pentru că nu are cum să existe. Dar o campanie într-o lună de zile, ce awareness poți să, ce plus valoare, cum să-i educi acel vizitator când el te vede pe tine o lună, după aia nu te mai vede. Ok, nu mai dă click, am înțeles, caută un altceva. A intervenit o altă căutare, un alt interes pentru el, dar totuși nu te mai găsești acolo. Mesaje neatractive. Mesajul arată bine, nu funcționează. Mulți dintre noi am făcut mesaje care au fost absolut penibile. Nu funcționau. Aveau. Erau exact după schema logică, schema prezentată la, de Google și potrivită de toți experții și au zis, da, așa trebuie să fie. Prima, a doua linie este linie descriptivă, a treia este linie de chemare către acțiune, în display-ul asociat cu mesajul din anunț, primul text să fie inserție dinamică sau o chemare către acțiune de asemenea sau ceva care să potențeze, să fie relevant pentru căutare și totuși, făcând toate lucrurile astea, nu iese. N-ai de unde să știi că nu iese. Dacă tu ai o campanie care începe pe 1-a lunii, se aprobă pe 2, mai întârzi uită să plătească pe, e un delay de 2 zile, scade și pleacă din sistemul de licitații, pentru că sistemul de licitații are nevoie de o consistență. Trebuie să fii acolo și să joci ca la, să fii in the game, ca să zic așa. Lucrurile astea nu se întâmplă, n-ai cum să dai seama că mesajele sunt proaste, n-ai relevanță statistică, mesajele merg prost, campania merge prost, vai ce prost merge o campanie de pay-per-click, care a fost desfășurată pe urmă. Rău este că campaniile de acest gen pe zona de search sunt, cu cât clienții sunt mai mari, cu atât au nu foarte mari și nu cei care sunt speciali. Deci nu mă refer la cazurile care chiar funcționează. Mă refer la situațiile generale, globale, care nu înțeleg mai mult de landing page și banner. Și atunci, nu zic că banner nu funcționează nici pe departe, nu asta e pledoaria, ci că fac campanii de search pe scurtă durată, pe perioadă scurtă. Există însă un avantaj. Există un backside la lucrul ăsta. Există și campanii care în anumite, pregătite ușor dinainte, pe anumite nișe, pentru anumite situații, și aici o să vă dau un exemplu. De exemplu, pentru Crăciun, o campanie ușor pregătită din septembrie, octombrie, din octombrie, ca zicem așa. Da, ok. Nu-s campanii de scurtă rază. Deci campania nu asta vorbească, că ea vorbește despre chestia asta. Ok. Da. No. Dar, într-adevăr, alea nu-s de scurtă durată, alea sezonieră. Și, într-adevăr, e bună completarea. Pentru că, da, ce spune este că trebuie pregătită. Avem o campanie de Crăciun? Ok. Hai să o pregătim pe search din septembrie. Da, uite ce aș vrea să mai adaug la chestia asta. E posibil să ai noroc. Da. E posibil să ai noroc, să nimerești de la început un mesaj corect și din a doua sau a treia zi campania să aibă un return ok. Plus că e posibil să fii într-o nișă în care nu e foarte mare concurența și plătești costul minim, automat o să ai return ok. Dar prin perioada respectivă, adică avut în campania pe o perioadă mai lungă, automat vei obține un return mult, mult mai mare decât cel de la început. Asta e ideea. Chiar dacă să spunem, e profitabilă de la început, te mulțumești cu puțin, dacă rămâne acolo. De asta, orice campanie, mereu, oricât de bine ar performa, sigur poate performa mai bine. Pentru că există un mesaj care să îmbunătățească vânzarea, care să crească click-through rate-ul. E ceva la care nu te-ai gândit și poate care nu are nicio legătură cu mesajul tău din momentul respectiv.
Absolut. Există șansa, există situația în care ai noroc. Adică, ok, norocul nu creează generalitate. Adică nu poți să generalizezi și să zici, ok, am avut noroc în campania asta, campania asta a mers, am făcut-o o lună de zile și a avut succes. Dar asta nu e o regulă. Se întâmplă... Da, exact. Vreau să o leg de ce spuneai că exact. Poate, există posibilitatea să îți meargă campania bine de la început. Da. Ok. Trecând, lăsând un pic zona de Search Engine Optimization deoparte și vorbind încă de AdWords, pentru că aici era problema de sezonalitate, campaniile, vreau să fac o adăugire la nivelul campaniilor de contextual și placement pe rețeaua de site-uri partenere Google. După cum v-am explicat la începutul discuției și am definit ușor termenii, plasarea unei reclame în zona de site-uri partenere, un banner, de exemplu, poate dura la aprobare și 7 zile. În momentul în care, dacă tu ai de început, ai o campanie care începe pe 1 ale lunii, ai 7 zile până îți aprobă campania, înseamnă că tu ai pierdut zilele respective. Și atunci, cu cât pierzi mai mult timp, cu atât ai o perioadă de afișare mai mică. Intră acceptul advertiserului și intra cu un joc, pentru că totul e realizat ca un sistem. Nu se întâmplă nimic într-o zi. Lucrurile, prețul pe care îl dai tu la licitație, se compară cu celelalte prețuri, se afișează între celelalte anunțuri, între celelalte reclame și tot așa. Și atunci e o perioadă de, să zicem, tatonare, până se așează lucrurile. Chiar există acest concept de până se așează lucrurile. Și Vlad, sunt sigur că poate să confirme și Diana poate să confirme și toți cei care lucrează în cel mai bine, ar trebui să vă gândiți că Google îți dă, cum să zic, un accept, dar nu te consideră, bă, ăsta merită să îl pun unde trebuie, adică pe locul 1, 2, 3, în care să aibă un click-through rate foarte bun și automat un cost per click foarte mic. Ei, și te pune undeva cu un average, să spunem. Ei, tu, în perioada aceea de tatonare, automat trebuie să-i arăți, uite, că eu vin cu un mesaj foarte bun, sunt foarte relevant pentru vizitatorii site-urilor partenere și automat te va ridica din ce în ce mai mult. Deci, ca să poți să ajungi la o campanie de content să performeze bine, ai nevoie de minim 3-4 săptămâni lejer ca să-ți dai seama de nivelul de trafic. La început o să-ți dea undeva la, să zicem, 25% din valoare, din potențialul nișei respectiv. Absolut. Și lucrul ăsta se întâmplă. Și gândiți-vă ce se întâmplă dacă după o săptămână vine clientul și spune vreau să schimb creativ. Adică ai 7 zile în care ți-a aprobat un banner, îl rulezi 2 zile, nu? Sau o zi, nu? Nu numai când să-l rulezi, nu? Sau cum? Deci e un haos total. Deci, campaniile de o lună de zile folosind rețeaua de site-uri partenere Google sunt aproape imposibile dacă se schimbă 4 creative într-o lună. Da? Și atunci, pentru că e util să schimb creativele, pentru că e util să schimb creația, sau cum să le o denumim, ar trebui aceste campanii să fie pe o perioadă mai lungă de timp. Tocmai pentru a putea influența campaniei. Odată, Google-ul creează și o anumită... dă o anumită încredere contului respectiv, istoricul de cont. Care nu e o chestie de hai să cheltuim mai mulți bani. Nu! E o chestie, sunt elemente pe care Google le ia în considerare, cum ar fi timpul pe care durata campaniei, într-adevăr volumul, complexitatea campaniei, cât de repede ai plătit bugetul în funcție de care istoricul tău de plată. Și toate elementele astea nu se creează din imediat. Adică, după cum știți, există niște planuri de tarifare pentru plata către Google, da? Se introduce cardul cu plata automată, acum că există un nou sistem automat și manual payment, nu știu dacă știți, pentru conturile noi, cei care au contul mai nou. Și plata se realizează la anumite intervale. Când se strâng 200 de ron sau 50 de dolari și echivalent, 150, 250, 500, oricum. 3, 4, 5 momente în care Google crește credibilitatea pe clientul pe contul respectiv. Momentul în care, dacă există o lună de zile, tu nu existi pentru Google ca și advertiser. Și
bineînțeles că de acolo performanța campaniei va fi îndoielnică, ca să spun așa. Și nu ține de effort, nu ține de specialistul care se ocupă de campanie, nu ține de consultant. Am un exemplu chiar destul de recent în care am făcut pentru cineva, avea un cont Vraiște, deci avea în aceleași campanii și progresări și placement, dar campania lui performa, avea un cost foarte scăzut din cauza că rula pe content și avea niște creative destul de bune și avea un click-through rate bun, automat avea un cost per click mic, avea conversii, era ok. Ei, în momentul în care mi-a cerut să schimbăm contul, începem cu un cont nou, deși i-am zis că nu prea e indicat, a spus el nu, hai să văd ce se întâmplă. Ei, în prima lună pot să zic că a fost jalnică campania mea, pe lângă ce făcea. El avea undeva la câteva sute de conversii pe lună, eu abia făceam 50, maxim 10-15 pe zi. Deci e o diferență foarte mare între un cont deja setat, care are un istoric, și așa și un cont nou, oricât de bine structurat, adică făcusem niște campanii și pe content, pe niște nișe foarte bine definite, dar din cauza că nu aveam niciun istoric. Adică automat plăteam de 3 ori mai mult pe click decât plătea el. Click-through rate-ul la mine, chiar dacă era apropiat de-a lui, îmi punea cu, pe locurile 2-3 anunțurile. Cam asta e. Deci să nu facem confuzie între perioada contului, de cât e făcut contul și istoricul contului. Da? Nu contează că aveți un cont din 1 ianuarie 2002. Nu contează asta, contează cât s-a rulat pe contul ăla, ce istoric efectiv de calitatea anunțurilor, cât s-a optimizat, cât s-a lucrat pe campania aia. O mare problemă. Plus o parte de strategie de licitație. Eu, de exemplu, și sunt sigur că mulți dintre voi merg pe aceeași variantă, pentru început licităm mediu spre mult la început, pentru a câștiga un istoric pozitiv. Ăsta e raționamentul meu. Cred că și alți colegi de-ai mei lucrează în același sens. Istoricul pozitiv mă ajută pe mine să costul mare, licitația mare la început, bine, acum încă o dată, zic mediu spre mare, ca să nu existe interpretarea că intru cu un preț de licitație de 10 ori mai mare decât ăla pe care eu intru cu un preț normal, pentru, pe care îl consider eu normal. Dar n-am cum să vă spun asta, o să gândiți fiecare ce înseamnă normal pentru voi. Cum? E diferit de la nișă la altă? Diferit de la nișă la altă, sigur. Dar estimând cantitatea de... estimând potențialul nișii respective, estimând volumul de competitori, pentru că analizând volumul de competitori, estimăm un cost de intrare în joc, ca să spunem așa. Costul ăla îl micșorăm în funcție de performanța anunțurilor, în funcție de performanța cuvintelor și tot așa. Acum, în prima lună, consumul efectiv, pentru că vom testa anumite elemente, va fi mult mai mare, iar campania overall va performa mult mai prost decât va performa peste 6 luni. De acolo, o să fie interesantă ultima replică pe care am pe această prezentare și vă rog să o țineți în minte și o să ajungem la ea. Facem aici o ruptură și trecem la campaniile de scurtă durată de Search Engine Optimization. Premisele optimizării organice sunt lucruri care se pot construi într-un time frame relativ scurt. Să spunem că ai o echipă de 10-15 programatori cu un specialist, 1-2 specialiști în search engine. Nu, nici n-ar trebui așa mult, dar unul e suficient. Analizează site-ul, face o listă de elemente care trebuie modificate, reconstruiesc arhitectura informațională în site, tot ce e necesar, link building, tot. Tot ce e pe site-ul respectiv, le fac într-un time frame relativ scurt. Adică, efectiv, lucrul la site, după ce există indicații, se realizează într-un time frame relativ scurt. Numai că, acele modificări sunt de fond. Acele modificări nu vor impacta campania decât la nivel global. Impactul va fi când toate elementele sau majoritatea elementelor care țin de optimizare pentru mutarea de căutare vor fi înglobate în strategie, vor fi adăugate strategiei. Și unul dintre cele mai importante elemente este politica de conținut și cantitatea de conținut text pe care o adăugăm. Forma,
densitatea cuvintelor cheie și tot așa. E, pentru un site de dimensiune mică, spre medie, care se dezvoltă, care își dezvoltă conținutul, conținutul ăla, odată dacă este făcut totodată și este pus în site, nu va impacta atât de puternic și, pe lângă asta, nu va putea fi făcut atât de repede. Adică, mă gândesc, 200 de pagini relevante pentru 200 dintre cuvintele cheie pe nișa respectivă. Ok, poate nici nu ai ce să scrii într-un anumit time frame pe acea nișă. Poate ai nevoie de timp ca să întâmple lucrurile în nișa respectivă. E complicat, nu e ieftin, nu se justifică în toate situațiile și e adevărat, dar asta o să vă las să combateți. Chiar sunt interesat să văd cum combateți această problemă la sesiunea de întrebări. Se implică analiză, reorganizare și aici se face relativ simplu, pe un time frame relativ simplu. Următorul element, ceea ce e off-page optimization, link building și content editing strategy, ca să le zicem așa în format, e un job de 8 ori. Care poate fi făcut un an de zile pentru oricare dintre proiectele pe care le aveți. Bineînțeles că costul omului care face chestia asta va fi sau nu justificat. Costul bugetului alocat pentru acest care va implementa această strategie va fi sau nu justificat în politica generală, globală a companiei. Dar fără aceste elemente, făcute pe o scurtă durată, după cum toți dintre voi știți, nu se poate întâmpla. Și atunci, te rog. Nu. Link building-ul se referă la link-urile externe care vin din alte site-uri și care te recomandă pe tine. Bineînțeles că link building-ul se referă și la link-urile de pe site-ul tău către alte site-uri. Dar în stricto senso, e vorba despre link-urile care se află pe alte site-uri către site-ul tău. Și atenție, nu vorbim numai de link-uri în sine, ci de advertoriale și de o direcție pentru a genera aceste link build-uri. Cererea de review-uri, advertoriale pe site-uri despre site-ul tău, participarea și PR-ul online care poate să influențeze creșterea link-urilor. Locul unde se găsește un link pe un site către tine. Ăla e un link automat. Oricum a fost pus. Există multe metode de a pune link-urile acolo. Toate metodele astea sunt sub responsabilitatea unui om care poate să stea 8 ore la un job, un an de zile și să lucreze pe un singur proiect și site-ul de muncă și al doilea an. Acum, SEO, exact ce spunea și Ionuț, e o chestie continuă, care o faci chiar dacă ai ajuns pe primul loc. Pentru că în momentul în care tu ai ajuns într-o nișă concurențială pe primul loc, e clar că ai ridicat deja niște semne de întrebare pentru cei de pe locul 2, 3, 4, 5, de ce ai trecut de ei. Și automat și ei o să înceapă să muncească, să vină înapoi pe primul loc, pentru că ea acolo pe primul loc câștiga foarte bine. Mai mișto e când au același consultant, zic, uite, a ajuns acolo. Da, și de asta e un job de 8 ore în fiecare zi și continuu. Adică nu există stop, gata, am ajuns pe primul loc, ne ducem și ne culcăm și mâine ne trezim bogați. Dar dacă zic despre și perfect. Ok. Iar ultima frază, asta este, și sunt sigur că ați auzit-o, și e o frază care pare interesantă. E specifică pentru business-urile mici și medii, dar adesea întâlnită și în relațiile cu companiile mari. Hai să încercăm prima lună și vedem după. Eu le urez succes și dumneavoastră vă urez succes și cam asta a fost prezentarea mea. Sper că v-a plăcut. Întrebă-vă.